Defecțiunea a apărut pe strada Fântânii din stațiunea Bușteni, în imediată apropierea conductei. Sunt două blocuri de locuințe, o cantină și biserica domnească. Localnicii spun că i-au anunțat pe cei care au efectuat lucrările despre nemulțumirile lor, însă până în prezent nimeni nu a venit să remedieze situația. E periculos pentru că miroase a gaz și poate să ia foc oricând, și de la o țigară și de la o brichetă aruncată, nu? Eu acum am văzut prima dată, n-am știut. Miroase a gaz, mi-e și frică să las ușile deschise, geamurile, că să duce de jos, să duce toate sus la mine. Este pericol, aici este gaze, cine trece și aruncă o țigară poate să ia foc. Trebuie să ia măsuri primăria orașului Bușteni. Noi am avut primar la Bușteni. Nu avem altceva. Îl rugăm frumos să ia măsuri pentru noi. Oamenii sunt disperați acum, mai ales că vin căldurile și din cauza mirosului insuportabil nu mai pot deschide nici măcar geamurile locuințelor lor. Cu toții speră ca cei responsabili să vină cât mai repede să remedieze situația.